Vremea însorită va fi alternată de reprize de ploaie. Dacă astăzi vom avea temperaturi de 30 de grade, în zilele următoare vor fi din nou peste 35 de grade Celsius în termometre. De altfel, vremea pare că ține și cu turiștii de pe litoral, care se vor bucura din plin de vacanță. Astăzi e o vreme caldă, chiar călduroasă în mare parte din țară, cu temperaturi ce vor depăși la amiază 30 de grade și în zona capitale ne așteptăm la o maximă termică în jurul valorii de 29 de grade. Deși astăzi vremea va fi frumoasă, cu temperaturi ridicate în cea mai mare parte a țării, ne putem aștepta la reprize de ploi. Dar nu scăpăm nici de instabilitatea atmosferică, însă de această dată ponderea fenomenelor va fi mai mare în toate zonele de deal și de munte și local în partea de est și de sud-est a țării, zona Moldovei, Dobrogei, dar și zona Muntenii și pe arii mai restrânse în restul teritoriului. Astfel de manifestări vor fi mai ales după amiaza și seara, pe măsură ce înaintăm în orele nopții, instabilitatea atmosferică va fi în diminuare. Însă vremea va fi călduroasă în zilele următoare, cu temperaturi ce vor depăși chiar și 35 de grade. În zilele următoare de interes va fi regimul termic, pentru că valorile vor fi în creștere chiar semnificativă în jumătatea vestică a țării. Ne așteptăm la un nou val de căldură care va determina o vreme călduroasă pe arii restrânse, chiar caniculară după amiaza, cu temperaturi ce vor depăși 35 de grade. Și în capitală temperaturile vor fi în creștere zilele următoare, însă astăzi vremea va fi schimbătoare. Nu sunt șanse să ne mai răcorim astăzi. Spre exemplu, aș putea să spun că este cam cea mai răcoroasă zi din acest interval, după cum spuneam, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 29 de grade, iar după amiază probabilitatea pentru manifestări de instabilitate va fi foarte mare. Ne așteptăm la averse și descărcări electrice posibil și intensificări de scurtă durată ale vântului. Iar în zilele următoare, deși se menține un grad redus de instabilitate atmosferică, totuși valorile termice vor fi în creștere și vom ajunge și în capitală la temperaturi maxime de 33-34 de grade.